Bine v-am găsit, oameni buni, într-un nou episod din My Time at Porsche. Ultima dată rămăsese că trebuie să începem să facem misiuni, trebuie să ne reparăm casa, trebuie să mergem să facem rost de lemn, trebuie să facem rost de pietre și să ne construim tot felul de scule prin care să, mă rog, să ne dezvoltăm imperiul în Porsche. Așadar, în episodul de azi urmează să, evident, să continuăm de unde am rămas. Asta dacă s-ar și încărca un pic mai repede. Ok. Este timpul să ne trezim. Ok. Ah, casa e reparată. Da, aici oare home panel. Aici sunt chestii pe care le putem face. Stop harvesting crops. Ah, ok. Hai să nu umblăm la astea. Trebuie să începem să luăm misiuni, dacă țin bine minte, să începem să luăm misiuni de la acel panel care e acolo în centru la primărie. Doar că dacă începem să luăm acele misiuni, o să fie multe chestii pe care trebuie să ne le construim și să ne le upgradăm și tot fel de scule interesante. Așadar, hai să trecem la treabă. Și să dăm gather, 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 gather. Opa, stai că mai e lemn și pe aici. E, nu e foarte mult, e adevărat că, dar măcar nu trebuie să ne consumăm sculele, uneltele astea. Asta e un porcușor. Leave. Aia, acelei domnișoare, ok. Bine, hai să-l ignorăm. Bun, hai să mergem aici și să luăm o misiune. Ce misiune vreți voi să luăm? Six stone tool recently. 164 cu 40, 185 cu 40, 159 cu 40. 3 copper wire. Asta, habar n-am cum fac asta. 2 stone table. Ok, hai să luăm asta. Trebuie să workshop owner? Ok, cum devenim workshop owner register? Trebuie să ne înregistrăm, cred că aici. Hi there. I know who you are. I'm Antoine. Ah, fii atent, poți să joci foarfecă, piatră, hârtie. Ok, l-am bătut odată. Ok, nu se poate, am pierdut. Ok, și totuși cum ne registrăm, prieteni? Workshop rankings. Ok, trebuie să ne registrăm undeva și nu cred că putem să ne registrăm aici. Adică am făcut și al doilea test, dar pare să că mai e ceva aici. Gift exchange. Check. Nu ne putem înregistra, așa-i? Habar n-am cum ne putem înregistra. Deci nu putem să luăm nimic de aici. Workshop owner. Bun, hai să ieșim de aici. Hello. Sau totuși, hai să vorbim cu el. No. Hai să ieșim de aici. Poate în altă parte, poate ne înregistrăm în altă parte. Habar n-am. Register workshop owner. Town hall. Poate găsim aici ceva interesant. Hai să vorbim cu domnul. Welcome to town, new builder. I'm Gale, mayor of this one. Ok, vreau să mă înregistrez. Nu mă pot înregistra nici la tine. Măi, oameni buni. Măi, oameni buni, voi mă omorâți cu zile. Deci, stați așa, telefonul. Vă rog să mă scuzi. Deci, măi, oameni buni, dacă dau Enter sau Y, cum scriu încea? Nici nu dau seama, asta e single player, multiplayer, ăștia sunt oameni sau sunt NPC-uri, ca barna. Hai să urcăm în oraș, poate găsim ceva. A, e noapte!
Cred că de-aia nu-i tipul ăla acolo. Că dacă ar fi zi, ar fi acolo. E 10:21. Hai să așteptăm până mâine, în timpul zilei, și mergem să ne înregistrăm. Poate apărea domnul acela. Că văd că e închis totul. Opa, opa, stai, Presley. Great job, you pass. This is your building license. You now just need to take this license over to the mayor's office and get your work. Come back and talk with me. Ah, ok. Hai că până la urmă era plecat, era pe șantier, pe traseu. Welcome, welcome. Yes. Înregistrează-mi-l. The name of the workshop. La Pablito... la Pab... Nu. Stați să ne gândim. Deci trebuie la... Nu. El... ce suntem noi? Dacă lucrăm cu mâinile. El... Artizanales. El artizan... Merge și el artizanal. Sper să nu luăm bani sau ceva. Cum știi ce-o fi însemnând asta în altă limbă. Also... We're going to have a fireside town meeting once in a... Ok. Deci ne-am înregistrat, hai să ne întoarcem la Presley. Ne întoarcem la fratele nostru Elvis. You had that coming. Adică îl cheamă Presley. Ah. Yay! Suntem level 3. You're now a bona fide workshop owner. Your pop, let me explain some of the processes for our trade. Here at the Porsche office, we based on the speed and the workshops. Oh yes, adding yours, there will be 5 workshops in our jurisdiction. Ah, deci mai sunt încă 4, concurența. You also have a workshop rating, which is listed on your license. Alea steluțele. The higher your rating, the higher quality the commissions you can get. Once you're done with your orders, you can pick up the commission fee from Antoine if it's from the guild or the respective person who commissioned you. Ești cu ghilde, ești prieten. Builders make most of their money from doing commissions through the Commerce Guild. But some just build items and sell directly to the market. Ok. Cred că mi s-a blocat. Vă zic sincer că cred că mi-a dat creș. Anyway, since this is your first commission, I've kept one just for you. Fii atent că îmi dau o sărăcie de aia. Playing favorites, are we? Cine e ăsta? Ăsta e concurența? There are never too many commissions. Good day. That's Runt. He's the owner of the current number one workshop. Brilliant businessman, but I don't like the way lasă, he does things. O să-l detronăm și o să fim noi pe primul loc. That was our last one today. Hey, Press! I've got a job for you. Or not. Ok. Hai să vedem ce job avem. What is it, Arlo? We're looking to build a bridge to Amber Island. Okay, facem un pod. So the mayor finally put up the money? Well, young builder here is up for the challenge. Yeah, he figured that place could be a real tour. Check your pa's workshop handbook to see if he has a bridge diagram in there. I remember he built okay, deci trebuie un bridge diagram. A project as big as a bridge, you'll probably need to dive into the abandoned ruins to gather materials. Trebuie să ajung și în abandoned ruins. It's located at the bottom of the temple tower. Mamă, stai că deja s-o grămadă de instrucțiuni. Deja m-o pierdut grav. Bun. Ok. Deci, trebuie să mă duc acasă să cercetez chestia asta de pot. După ca... Eu ce asta? Charge store... Ok, nu știu ce asta. După care trebuie să mergem la Church Ruins să facem rost de ceva. Ok. Deci. Grinder, Skiver, Wooden Bridge Head și Wooden Bridge Body. Ok, dar noi n-avem materiale. Ok. De unde facem noi de rost de planks? Deci ne trebuie copper pipe și hardwood plank. Stai să vedem aici. Deși mă îndoiesc.
Ok. Ok, sunt... Stați, nu. You have to in your quick bar. Copper ore. Da, da, nu vrea ore, vrea pipe. Stați așa. Stați, că aici ne zice. Deci, copper pipe. From grinder. Trebuie să facem un grinder. Și un stone furnace. Bun, ne trebuie un stone furnace. Că pe alălaltul, nu știu ce am făcut cu el. Da, asta e stone stool, măi. A, aveam deja prostul satului. Stai așa. Retrieve. Yes. Stai așa, că nu e chiar așa cum credeți. Stați așa. Să... Haideți să punem ăsta... Opa. Stai că nu mă lasă cum vreau. Bun. Deci... Și ne trebuie și un grinder. Trebuie să mergem în Abandoned Ruins ca să... stați așa că mă doare capul. Deci... Copper bar. Craft. Copper bar. Aoleu, dar mai trebuie... Copper ore. E... Ok. Deci handbook. Avem nevoie de copper ore. Ca... Vai de viața mea. De unde a ieșit soarele acesta foarte dubios? Stați așa. Să tragem un pic jaluzelele. Și chiar am de gând să schimb un pic și lumina. Ok, deci, trebuie să mergem în Abandoned Ruins. Abandoned Ruins. Zicea ceva cu church, așa-i? Deci trebuie să ne uităm după o biserică. Voi vedeți biserică? Church of the Abandoned Ruins. Ok. Cum punem pin? Mark. Ok. Deci aici trebuie să mergem. Avem chestii noi aici. Ok. Character. Ok. Apply. Și mission. Da, da, da. Eu știu că avem mission. Dar stai așa că trebuie prima dată să mergem la... Ok. Hai să mergem la Abandoned Ruins. Și să vedem ce se întâmplă acolo. Abandoned room. Ah, pe aici cred că se intră. Stai să-mi pun pe topor că mă tem ce-o fi aici. Ok. Hey there. First time ruin diving? Yep. Yes. Alrighty, let me explain then. All the ruins in the Alliance of Free Cities are regulated by the Civil Corps. To enter the ruins, you'll need to pay a weekly maintenance fee. When you enter, I'll give you the jetpack and scanner. Very handy ancient relics. Mining for resources becomes a lot easier when you have these equipped. When you come out, this one beside me is an abandoned ruin. No monsters. Okay, I'm done. Have okay. Fun. Okay. No, no, no. Hai că mergem. Hai să plătim banii aia, deși nu știu, eu nu știu de unde avem banii aia, eu nu știu ce monedă e asta și cum faci rost de ea. Ok, deci aim at the... unde vrei, press F key to scan. Ok.
Care sunt șansele ca eu să nu mă rătăcesc? Deci pe aici pare să nu fie nimic. Aici e ceva roșu. Open the map, then press return to the entrance. Ah, stai așa. Oare aici? Nu, că de aici vin. Deci cum funcționează treaba asta? El mi-a zis. Nu zic că nu mi-a zis, că mi-a zis. Dar nu înțeleg. Nu-mi scanează asta nimic. Da. Oare sunt pe ora aici? Am o anumită limită? Până când pot sta? Nu F zicea. Nu F. Stați așa. F1 1, 2, 3 nu, nu. E, Q. Stați să ne întoarcem. Că dacă intru iar, cred că îmi zice iar ce trebuie să fac. Nu, nu, nu. Hai că intrăm aici unde deja open the options menu. Aici îmi zice cum... A, nu, nu, asta era ceva de pace. Deci. Apăsăm M. Handbook. Nu, 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 nu. Map. Social. Problema e că e mare problema. Stați că dau click pe tot. Mi-a dispărut din mănușile alea. UI I inventory L K ăsta J calendar H G F F îmi scanează. Deci aia clar aia face. Da, nu, n-am ce altceva să... Sincer să fiu cu voi. Dar am impresia că mi-a dat seapă. Nu sunt iteme aici de minat. Bun. Hai să ne mai uităm o dată aici jos. Nu. Poate într-adevăr nu sunt la nivelul ăsta. Mai știi? Sau sunt bețele astea? Sau poate nu trebuie să folosesc pickaxe. Dar e numai piatra aici, ce altceva să-și folosesc dacă nu pickaxe. Ah, stai așa. Ok, o combinație între click și... Ok, ăla e ceva de la greu de scos. Ok.
stai că m-am rătăcit. Ok, stai, că ne-am prins. Bă, da, sand și soil am, adică nu prea îmi trebuie mie sand și soil. Înțelegeți voi? Copper. Aha, am găsit cupru. Aici ai cupru, tati. Bun. Uai, cât cupru e aici. O să ne cam stricăm noi ustensila aceasta, dar merită. Uite ce e aici. E o nebunie. Wow. Nu știu ce am găsit, un data disc. Am făcut level up. Na, păi dacă n-are băiatul vostru la copăr de ăsta. Fai de viața. Deci trebuie să ții și F și click. Uite. E și F și click, e combinație. Bine, nu mai știu sincer să fiu cu voi de unde am venit. Ah, cred că din partea aia. Bine, eu sper să mă țină jet pe cu ăsta ca să mai și ies de aici ulterior. Bun, mai am 6 loviri. 3, 2, 1. A, ăla-i spău. A, ăla-i stamina, nu e... Ce-i chestia aia? Păi de unde fac rost de stamina? Ah, cred că dormind. Bun, hai să ne întoarcem acasă. Măcar știm unde să venim. Că nu mai avem resurse. Da, de ce nu pot să ies? Ah, acum. Deci știm unde să venim că nu mai avem resurse. Bun. Vai, dar ce fain era cu jetpack-ul ăla. Ah, trebuie să dorm. Hai să dormim. El artizanal. Ok, hai să dormim și vedem după aceea. Sleep. Cred că așa ne încărcăm stamina. Bun. Da, ne-am încărcat stamina. Bun. Și acum ce avem noi nevoie aici? Copper bar. Craft. Copper bar. Copper bar încă două. Nu, nu, nu. Două. În 5 ore se fac? Are you crazy, my boy? Na bun, un copper bar. Și ne mai trebuie grinding stone.
de cum se face grinding stone-ul. Grinding stone. Stai să vedem. Se poate tot aici? Bun. Sau aici? Grinding stone. Două de astea vreau. Bun. Cred că s-au făcut. Cred că asta e pe loc. Sand. Stați așa să... Inventory pe I. Grinding stone. Ce e asta? Ah, ok. Place. Bun. Old parts. Avem așa ceva? Old parts or 2. De unde fac eu rost de două old parts? Bun, hai să vedem la misiune. Talk with Lee. Da, deci am nevoie de două de alea. Stai încă o dată să văd aici o chestie. Handbook. Old parts. From abandoned ruins. Deci trebuie să fie pe acolo old parts. Bun. Copper barurile alea se fac ele. Hai să ne întoarcem în mină ca să vedem. Ok. I'm in need of 3 copper blades. Nu pot să iau și pe asta acum că am altă misiune momentan, dragule. Trebuie să ne întoarcem la mină. Să vedem dacă găsim old parts. Deci pickaxe-ul văd că n-are el o anumită viață, adică l-ai făcut, îl ai. Bun, hai să vedem dacă găsim old parts. Ce de oameni aici. Nu, că aici e doar sand și soil. Tot sand și soil. Da. Sper că o să fie bune astea la ceva cândva. Copper ore. Dacă e old parts am nevoie asta, cred că e iar sand. Ne trebuie old, opa. Unde e asta? Că de aici vin. Da, old parts nu știu dacă o să găsim sincer, mai ales la nivelul ăsta. Dacă nu facem în 5 zile misiunea, că noi ne-am și odihnit într-una din zile. Suntem pa.
Iar asta e o problemă. De asta avem destul. Ne trebuie old parts. Nu știu după ce ar trebui să mă uit așa. Opa. Ah, lol. Iar sunt aici. Old parts. Dacă dăm la M. Unde putem noi să vedem câți bani avem? 20 de bani de ăștia. Și ăștia cum îi putem face? A, făcând misiuni. Presupun. Ok. Bun. Da, unde găsesc eu? De alea vechi. Hai să mergem înapoi aici în groapă, unde am fost tura trecută. Poate facem o descoperire. Opa, vedeți chestia? Asta e aur? Ok. Stați, că mai văd ceva. Ok. Cred că am găsit două old parts de astea. Cred. Nu știu. Zero? Tot n-am găsit. Bă, băiatule. Adică ceva ca lumea sigur am găsit. Adică mă ajută astea la ceva, dar nu old parts. A, ce mă enervează. Na, hai să ne întoarcem. Opa, încolo. Era ceva auriu, așa-i? Da. Numai că noi săpăm încoace și aia e cumva la dreapta. Hai să încercăm așa. E rahat. Deci nici cum nu. Nu, că e prea, ăla e prea încoace. Sunt multe aici, dar am și început prost săpăturile. O
să ni se termine viața în curând. Viața, stamina. Am mai găsit un data disc. Ia nu mai știu unde erau... Ok. Dar de aici vin. Adică noi de înaintat putem să tot înaintăm, dar... Nu știu cum ajungem la alea și cred că am săpat și prea... Prea abrupt așa. Am făcut level up, da. Bun. Opa, văd aici la dreapta, dar nu știu cum pot să ajung la dreapta, că ăsta numai în... În stânga ar vrea să meargă. Mă supără. Bun, mai avem 4 lovituri și ieșim din mină. Cred că le dăm degeaba în zona asta, că... Stai așa, că nu mai știu pe unde se iese. În sus, clar, sunt peste tot de astea că le văd, dar... Bun. Hai să ieșim. Pentru moment. Ok. Cine-i acel Lee? Mysterious Data Disc. Church Store. Partea asta cumva. Să vorbim cu Lee, să vedem care e faza cu discurile astea. Nu știu exact cum facem cu chestiile alea old bla bla bla. Acolo s-ar putea să fie nasoală treaba. Să mai dureze. Extraordinar. Nimic nu funcționează în orașul ăsta pe timp de noapte. Bun. Hai să mergem să dormim. Avem multe chestii de făcut. Trebuie să mergem să vorbim cu Lee. Să ne apucăm de podul ăla, dar n-am cum să mă apuc de podul ăla până... Că sunt tot felul de chestii aici care ar trebui făcute și... Nu merge treaba. N-am de astea. Copper și work table. Work table level 1. Da, nu, că aia am făcut-o. Copper bar. Ok, uite aici. Ah. Asta așa. Copper bar. 8. Păi de, stai, de ce? Dar n-aveam 3 în total. Eu țin minte că mai aveam încă unul. Na, uită-te ce-mi face. Bun. Da, fă mai multe de astea. Copper bar. Ah, ok, stai, astea încă nu s-au terminat, sau? Ba, sunt ok. Aici. Pickaxe, simple axe, pickaxe, bronze pickaxe. Da, da, ne mai trebuie niște nebunii aici. Bun. Assembly station. Hai să ne punem să dormim. Dar cu siguranță o să trebuiască să
să ne oprim și să mergem pentru data viitoare să facem rost de ceea ce avem nevoie, adică old parts. Deci, cred că o să ne oprim aici până data viitoare. Stați să văd numai dacă pot să-mi culeg în sfârșit ora 7. Hai să pun ăsta aici. Bun. Și să vorbim măcar cu băiatul acela la biserică, după care o să ne oprim. Și până data viitoare o să încerc eu să fac rost de old parts. Nu prea știu cum. Adică cum? O să trebuiască să stau mult să minez. Să găuresc toată mina aia până dau de old parts, care aparent nu sunt niciunde. Și mie că dacă dau la misiuni, astea încep să expire la un moment dat. Nu pot să stau toată viața să mă aștepte aia așa la nesfârșit. Oare aici e biserica? Tura trecută am impresia că am mers pe alt drum. Posibil să fie două drumuri. Ok, azi vorbim cu Lee despre acele discuri. Boom. Dacă ar fi și aici. Dar nu e. Dar nu aici trebuia să vin. Că mă își enervezi. Deci. With someone in church. Someone in church. No one's in church. Ce s-a irrigation tower. Era bine dacă puteam să cumpărăm old pa... Opa. Ok. Hai să ieșim. Că nu-i nimeni aici. M-am supărat. Ar mai fi... aici, în pitch plața. Să vedem, poate găsim aici pe cineva care ne poate ajuta cu nebunia asta. De disc. Dar oare unde... oare această domnișoară? Oh, hi there. Ah, ok, e de la biserică. The snow melt. Dar ești degeaba la biserică, că văd că nu știi să mă ajuți. Secret room in abandoned ruins? Ok. Lee, în sfârșit. Good day, builder. Oh, you know what this is? Of course. This is what the ancients used to store information on their technology. It can't be that. Imagine that. Anyhow, I'm not trying. So, it's a priority of. So I can give this. Yes, yes, that's right. The church will. What kind of green technology? Mostly special seeds. You'll see. We can share what we have with you. Okay, great. Here. Hello. Mai am să-ți dau discul dacă vrei. People at the research. Ok, nu cred că mai vrea eu să-i dau de astea, dar stai că mai e cineva aici cu care trebuie să discut. Alice? Hi. I have a... Nu știu sigur. Dar-s două chestii aici. Hey there. I'm... Ok, the fishing rod. Hey, you're the new builder. Oh, thank you. Ah, rahat. Am acceptat o misiune. Oh, valeu. Da. Bine, prieteni, o să ne oprim aici.
că am, bă, că am tot făcut prostii și nu trebuia să tot accept toate tâmpenile. Mulțumesc tare mult că v-ați uitat. Aștept sugestiile și părerile voastre și sfaturile voastre pentru mine și vai de viața mea, ce rău mă văd. Mulțumesc tare mult că v-ați uitat, vă pup și ne vedem în comentarii, ne vedem data viitoare. Aveți grijă de voi, numai bine.